Cetatea medievală din Drobeta Turnu Severin va fi reabilitată pentru toți turiștii care îi trec pragul. În interiorul cetății vor fi adăugate elemente noi care cu siguranță vor fura privirile tuturor cetățenilor. Aici intenționăm, unde a fost un cuptor, intenționăm să organizăm cu obiecte de foarte bună calitate, autentice, un spațiu de gospodărie arhaică sau un atelier de fierărie. Astfel încât vizitatorii să poată să-și contureze cu ajutorul ghizilor un traseu. Astfel încât valoarea cetății ca și prezență sau simbol să crească în municipiul nostru încât să nu rămână o simplă promenadă, iar turiștii sau locuitorii orașului să aibă ce învăța odată cu vizitarea acestui loc plin de istorie. Reconstituirea spațiilor. Suntem aici în viitorul salon medieval. Îl pregătim pentru o expoziție de arme, de costume din acea perioadă extrem de interesantă. O să vă anunțăm și o să vă invităm atunci când va fi redeschis. La fel procedăm și în situația celorlalte spații exterioare. De data aceasta vrem să amenajăm un labirint al teutonilor, foarte interesant, o sală mică cel mare. Vrem să ne pregătim pentru festivalul medieval care va fi la sfârșitul verii, să-i primim și pe oameni și pe participanți cu o altă atitudine și cu o altă atmosferă în cetatea medievală, mult mai potrivite menirii sale istorice. În această perioadă, accesul publicului general în cetate va fi închis, deoarece ne aflăm într-o perioadă de reorganizare, de inventar, de curățenie și de administrare. Doar grupurile organizate care sunt deja programate vor avea un scurt acces în cetate. Cetatea este un monument istoric, un loc plin de semnificații istorice, iar datoria autorităților este aceea de a conserva această demnitate istorică și de a o pune în valoare. Expoziții exterioare, salonul medieval, vom aduce tunuri medievale, armuri exterioare, vom face o piațetă în care copiii se vor bucura de posibilitatea de a face fotografii cu săbii de panoplie, cu scuturi. Vom avea mici concerte medievale, proiecții de film în această, pe finalul acestei vechi. Noutatea va fi o atitudine nouă față de cetate, în sensul că vom aplica hotărârea Consiliului Local și toată vizita pentru un monument istoric va fi taxată cu o sumă nu foarte mare, dar asta înseamnă o atitudine schimbată a vizitatorului față de un monument istoric, față de cetatea medievală, care trebuie considerată o instituție culturală foarte importantă. În 2010 au început primele lucrări pentru reabilitarea cetății, în cadrul unui proiect integrat cu fonduri europene în valoare de aproximativ 13 milioane de euro, care a vizat reabilitarea cetății medievale ca oamenii să se poată bucura de o priveliște splendidă.